avem pasul care a luat inclusiv voturile multor uh, unioniști. Pasul nu e partid de dreapta. Nu e partid de dreapta. Partid de dreapta la noi, Republica Moldova, înseamnă partidul care spune adevărul oamenilor. Chiar dacă... Pasul nu spune adevărul. Da, cum adică? Scuzați, vă rog. Pe la Strasburg, cu primul guvern când a venit, că nu agresiune militară, dar a fost... Uh, un conflict intern. E bine, am văzut după aia explicații. Nu, nu vreau la acum să asta, le repet toate. Dar acum, al doilea guvern? Și... Și, și al doilea, unde observați, dumneavoastră că ei vorbesc, când e vorba de România, numai că primesc ajutare, dar în rest nu spun că am fost ocupați. Că trebuie să ne unim, că aici e salvarea noastră. Deci asta îl face... Că nu din punct de vedere doar național, dar și economic, social. Păi ce fel de partid este PAS atunci? E un partid care a venit ca și așa și cum a venit așa să se ducă. Partidul care nu are doctrină. Nu e partid național. E partid de, de conjunctură. Dar Toți că... care sunt de conjunctură, aceia vin și pleacă. Cum au venit așa și pleacă. Câtă credibilitate mai are acum partidul liberal? Eu acum nu am făcut sondaj, nu pot să spun. Dar de ați văzut, Dorin Chirtoacă, la alegerea, nu, acum, lăsăm acele alegeri, a alegeri. Acele alegeri lăsăm într-o parte, au fost valul pe de-o parte, au fost atacuri împotriva al Dorin cu două dosare penale, multe au fost și împotriva mea și vă aminteți, ce strigau în piață. Cu oamenii nu totuși acum cine e, 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 și cât costă. Unii sunt cei care... Oporit lupta împotriva. Păi dorin chiar a cedat. Pleacă. De ce pleacă? Știu că nu vă place să vorbiți la acest subiect, dar ați vorbit. Uh, care Do este motivul? Dorin. Dorin, dorin. Păi, el a explicat foarte clar de ce că pleacă. să pleacă. A și -a înscris și a avut și o, o, o video în. o ieșire live. Noi public am văzut de fapt, în culis, ce se întâmplă? E o dezamăgire. Dumneavoastră, cum o vedeți? Pentru că plecarea unui nu, lider al unei spun. formațiuni nu vine cu așa argumente. Da? C nu, dumneavoastră singur a spus că rezultatul 1, 2 oară, 3 oară dosarele, casa părintească în se subsechestru construit de părinți în 35-36 pe timpul României să frumoasă, care unii abia cu co construiesc, care fură miliarde, așa ca cum construit părinții mei în 30 35-36. Sunt mai multe aici care s-au adunat și eu cred că ești normal. Un și ia o pauză. Dar care... unde a greșit Dorin Chertoac în viziunea În viața care? asta tot greșim. Depinde care și cum înțelege unde e greșeală și unde nu e greșeală. În cei ce e invinuit, n are nicio greșeală. Eu vreau să spun că e greu să compare puterea unui om la 60 de ani cu puterea altui om de la 20 sau 30 de ani. Când noi dorim chirtoacă în primărie, era falimentată primăria, cu toate serviciile sale. Eu eram, atunci am fost o an de zile președinte Consiliului Municipal. Nu era salarizat, dar era funcție permanentă. Și când primește primăria cu toate serviciile falimentate, cu 800 de milioane de datorii, da? E una. Și când primește o primărie ca actualul primar, cu drumuri făcute, cu lacul Valemorului stabilit, cu scări frumoase, cu tare, cu tare, e cu totul alta să conduci mai departe, să faci niște trotuare. Înțelegi? Dar vă place ce face acum Ion Ceban? Da, sigur nu îmi place. Ion, Ion, ce? Ion Ceban nu e șmecher. El face niște lucruri așa cum, știți, când duci fata la club, îți vă buzele, ca să placă la băieți. Așa și el face acum. Și plus că e, cine am cum a am amintit cu una, două strigau veneau la ședințele primăriei, la consilii împotriva Dorin, că așa că, deci eu își blocau construcția caselor